Trei copii și trei adulți au fost uciși luni 27 februarie de o femeie transgender care a deschis focul într-o școală primară din Nashville, în sudul Statelor Unite, înainte de a fi împușcată de poliție. Înarmată cu cel puțin două puști de asalt și un pistol, ea a pătruns dimineața în incinta unei școli private creștine, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției locale, Don Aron, în timpul unei conferințe de presă. Audrey Hell, care era o fostă elevă a școlii, a fost ucisă de poliție după o confruntare cu ofițerii în urma atacului de la Covenant School. Avea 28 de ani și era din Nashville. S-a identificat drept transgender și nu avea antecedente penale, potrivit șefului poliției. Ea a planificat atent atacul cu hărți detaliate și supraveghere, a spus poliția. Avem câteva note pe care le parcurgem și care se referă la această dată incidentul real, a declarat șeful poliției din Nashville, John Drake, reporterilor de la câteva ore după împușcătura de la The Covenant School. Aveam o hartă desenată cu privire la modul în care urma să se întâmple toate acestea. Drake a spus că anchetatorii săi lucrează la un posibil motiv, dar el a refuzat să dezvăluie asta luni după amiază. Există acum o teorie despre care s-ar putea să putem vorbi puțin mai târziu, dar nu este confirmată, a spus șeful. Relatează mariostucă.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.